Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi am să vă arăt cum pun eu coaja de lămâie la borcan, la conservat. Și o am pentru mult timp și să vedem de ce avem nevoie. Deci o să avem nevoie de una, două lămâi, deci de fiecare dată când aveți lămâi biologice, le cumpărați, le aduceți acasă, le puneți în apă cu bicarbonat și le lăsați o jumătate de oră, apoi le ștergeți bine. O să avem nevoie de o răzătoare și de zahăr. Și vom rade lămâile, așa, le vom rade, rade lămâile și acesta este rezultatul. Și acum, la fiecare lingură sau linguriță plină cu vârf de coajă de lămâie, vom adăuga o linguriță de zahăr. Și să vedem aici cam câte avem. Am să dau deoparte, așa. Și o să avem așa, cu vârf, da? Una. Două. Ia uitați. Trei. Aici ar veni cam patru. Cinci. Cam șase lingurițe cu vârf. Deci aproximativ. Așa nu este ceva precis. Și acum o să luăm. Deci șase, șapte lingurițe. Și o să punem tot așa, cu vârf, micuțe. Unu. Două. Cinci, șase, așa, și la fiecare linguriță cu vârf de coajă rasă, o să punem o linguriță cu vârf, ați văzut, de zahăr. Așa, vedeți, cam așa arată lingurița cu vârf. Și amestecăm așa totul bine. Și apoi vom pune această compoziție de zahăr și coajă de lămâie într-un borcan sterilizat. Așa. Și vom avea această consistență, vedeți? Se face ca un sirop, așa în interior, ca un fel de dulceață, dar nu este dulceață. Așa și aici, de fiecare dată când cumpărăm o lămâie biologică, și o radem, deci să nu aruncați niciodată coaja de lămâie, este foarte bună la prăjituri, la cozonaci, la torturi, la limonade. O puneți în borcan, strat peste strat, așa. Vedeți, ia uitați consistența cum arată, cu zahăr. Și se conservă în frigider, închisă cu capa. Și acum vom completa cu ce am făcut astăzi. Așa, și punem așa deasupra. Și apăsăm. Așa. Și zahărul se topește. Și zahărul este un bun conservant. Și se menține la frigider. Așa. Și punem totul așa aici. Ați văzut? Simplu. Bun. Și avem aromă naturală făcută de noi în casă. Este cea mai bună aromă. Așa. Și când faceți cozonaci, când puneți câte o lingură, două, trei de coajă de lămâie rasă, o bunătate, un deliciu. Așa, punem totul aici. Luăm și punem totul așa. Și când umplem borcanelul, atunci o să facem altul. Între timp consumăm din primul care am făcut. Așa. Vedeți? Și apăsăm așa bine. Așa. Și dăm la frigider. Și zahărul se topește. Și coaja de lămâie se conservă foarte, foarte, foarte bine. Acum voi pune un căpăcel. Așa. Și aceasta este coaja noastră de lămâie conservată pentru prăjituri, torturi, cornulețe, fursecuri, cozonaci. E
Eu vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și că mă urmăriți. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu alte rețete. Vă pup dulce. La revedere. O zi frumoasă tuturor. Pupici!